În calitate de fan Dior, vreau să vă prezint astăzi 7 clone după 7 parfumuri celebre de la casa Dior. Unele mai reușite, altele mai puțin reușite, dar na, încerc să vi le aduc în față să vedeți ce și cum, în funcție de preferințele mele. Dior întotdeauna mi-a plăcut pe partea de parfumerie pentru că au curajul, au avut îndrăzneala de a face lucruri celebre, unele mainstream, altele mai puțin, dar au avut îndrăzneala să pună amprenta pe anumite parfumuri, pe anumite note și totuși întotdeauna ei și-au dobândit supremația și unicitatea în parfumurile lor, ceea ce îmi place pentru că un Dior îl recunoști întotdeauna de la o poștă. Chiar dacă mulți s-au inspirat din casa Dior, chiar și din casele de designer, chiar și din cele de nișă, de ce nu? De ce să nu recunoaștem treaba asta? Totuși, ei au venit și au revoluționat întreaga industria parfumeriei, de asta eu am fost întotdeauna fan, de la Fahrenheit până la Eau Sauvage și așa mai departe. Dar astăzi ne vom concentra doar pe clone, unele dintre ele, după cum v-am spus, sunt bune, altele sunt praf, ăsta e adevărul, pentru nasul meu. Pentru viziunea mea, pentru felul meu de a fi. Poate pentru voi s-ar putea să fie faine, cine știe, dar să nu mai lungim povestea și hai să trecem la fapte. Prima clonă, vreau să vă spun o chestie, nu este un clasament sau ceva, nu este un top, pur și simplu așa după cum îmi vin, deci sunt 7 clone și atât. Deci nu, doar vreau să vă fac o listă, nimic mai mult. Prima clonă vine de la Zara. Un parfum uitat de lume, un parfum demodat din punctul meu de vedere, Zara 9.0. Parfumul ăsta este clona directă a lui Dior Homme, un parfum care a fost la modă prin anul 2018-2019, atunci toată lumea a luat, toată lumea a purtat, dar a fost uitat de trecerea vremii, un parfum care atunci a fost bun. Eu l-am luat în varianta asta veche, mă rog, varianta, hai să spun, pre-reformulare sau ce-o fi, că nu știu câte reformulare a avut și Zara. Acum și-au schimbat și logo, au alt logo mai, nu știu, mai lungit, mai altfel, în fine. Sticla asta am uitat-o în fundul dulapului, n-am mai prea purtat în ultima vreme, pentru că între timp am săturat de izul ăsta de Dior Homme, între timp am săturat de ADN-ul ăsta. Nu e rău, dar na, mi-am schimbat și eu gusturile în cele din urmă, iar toate parfumurile astea de tip Dior, Dior Homme și altele, parcă nu mai sunt ce trebuie pentru nasul meu. În schimb, dacă te apuci acum de colecționat Dior, de exemplu, să-ți iei chiar Dior Homme sau să vrei să cauți clone după Dior Homme, ăsta ar fi 1 la 1, după părerea mea, 85-90% plus conform cu originalul. Printre altele avem note de iris și pudră de cacao. Chiar se simt bine, foarte, foarte bine notele astea împreună cu bergamotă. Bineînțeles, irisul merge într-o zonă așa pudrată, după cum știți, nici n-are rost să intru în detalii. Mai are aici cedru și vetiver. Tot ce pot să vă spun că irisul din acest ADN, din acest parfum, este unul oarecum vulgar. În sensul care eu v-am spus întotdeauna că parfumeria nu are sex, eu port și parfumuri feminine și masculine și unisex și așa mai departe. Dar aici irisul ăla atâta îi dă o notă așa de pudrată, îi dă un aspect, nu știu, așa de pudrat, încât ai fi tentat să crezi că este vulgar. Nu știu, așa percep eu lucrurile. Este prea mult, este prea pudrat, este, nici nu știu cum să spun. Valentino, omul, parcă mi se pare mai civilizat, deși are același miros, mi se pare mult mai elegant, ca tot ADN-ul ăsta. Deși și Valentino, omul, vrea să fie o interpretare de Dior Homme sau o clonă, nici nu mai știu care a apărut prima dată, nici nu contează lucrul ăsta. Pentru mine, pe mine nu mă interesează că e clonă, că e original, că e așa mai departe. Mie să-mi dea o stare bună un parfum și dacă îmi dă o stare bună, poate să fie un parfum produs de un prieten de-al meu, nu mă interesează, eu îl port. Sau poate să fie un parfum celebr, dacă mie nu-mi place, nu-l port. E, uite că Dior Homme mi-a plăcut tot ce pot să spun atunci, când am dat de el acum nu știu câți ani. Dar acum nu mă interesează și nu mai port așa ceva, doar am scos de la naftalină parfumul ăsta și am vrut să vă arăt că există așa ceva prin magazinele Zara, deci puteți să mergeți să-l luați, puteți să-l testați, puteți să testați și alte parfumuri. Din câte știu, acum Zara vând și online, înainte nu puteai să cumperi online doar parfumuri, trebuia să mai adaugi încă și ceva haine sau din câte știu, dar acum poți să cumperi așa ceva online. Sau poți să vizitezi magazinele lor pentru că
au așa ceva, au clon și nu mai mult de atât. Bun, și ca să nu ne mai întindem acum la povești cu Zara și Zara 9.0 și Diorom și așa mai departe, trecem la o clonă de Diorom Intense, cu un parfum care vine la Paris Corner, gama Pandora și care poartă numele de Club Intense. Sticla asta ce am eu este ediție limitată, o să vă pun aici pe undeva o poză cu sticla normală, care este ediție normală, hai să spun așa. A mea este ediție limitată, s-a scos doar într-un exemplar, exemplarul pentru Coco de la Simțuri Ascuțite. De ce este limitată? Vă spun de ce. Pentru simplu fapt că eu am scăpat capacul ăsta pe jos și o să vă fac un close-up al capacului, așa de comedie, de hai să spunem să râdem. Pur și simplu capacul ăsta l-am scăpat și s-a făcut fleanduri. Și am zis în felul următor, se mai poate repara. Am luat bucățele, le-am lipit cu lipici. Mai degrabă pot să spun că am vrut să nu-l arunc, sincer. Am vrut să fac așa o nebunie, am lipit tot capacul ăsta, mă rog, după care m-am dus și cu un paten l-am luat și l-am pus deasupra focului. Datorită faptului că e plastic, s-a lichefiat și s-a format capacul ăsta, am zis vreau și eu un parfum limited edition, să nu am așa ceva. Și mi-am făcut un parfum limited edition și ăsta se numește Pandora Club Intense. Mă bucur și eu că am reușit să fac și eu un parfum limited edition, măcar știu că nu mai are nimeni așa ceva, ceea ce e foarte bine. Bun, și ca să închidem paranteza asta inutilă, hai să spun așa, parfumul ăsta este o variantă mai overpowering a lui Diorom, sau hai să spun al lui Diorom Intense, pentru că este clonă directă de Diorom Intense. După cum știți și Diorom Intense este mai overpowering, mai dur, mai, hai să spun, mai balsamic, de ce nu? Pentru că acolo în fundal eu identific o notă de tămâie foarte fină, dar o tămâie neaprinsă. Bineînțeles și aici avem o notă dominantă de iris, că nu se putea altfel. Este și aici pudră de cacao, că nu se putea altfel. Irisul ăla parcă de tămâie aia, parcă e mai tăiat așa puțin, parcă e împins, împiedicat de tămâia respectivă și îmi place lucrul ăsta că nu e chiar atât de pudrat. Este mai purtabil. Avem și aici un vetiver, avem parcă și un pic de vanilie, așa, un strop de vanilie. Îmi place chestia asta. Începe și ăsta cu o bergamotă. La un moment dat ai fi tentat să crezi că după 5-10 minute parfumul ăsta miroase a plastic ars. Îmi place că e o ciudățenie, dar după aceea se transformă în ADN-ul Diorom și așa mai departe, Diorom Intense, scuze, și rămâne așa până la sfârșitul purtării. Nu-i parfumul meu preferat, la fel ca și Zara 9.0, acest Club Intense de la Pandora nu este parfumul meu preferat. Le am și eu ca să nu mă fac de râs că n-am așa ceva clone după Diorom și Diorom Intense. Nu prea le port când ies sau când mă duc undeva, sincer, că am alte parfumuri mult mai interesante. Nu că n-ar fi faine, sunt, dar na, în fine. Și trecem la următorul parfum, care este ediție nouă. E vorba de Savior Elixir, tot de la Pandora Scents, cu sticla asta care imită atât de bine Sauvage Elixir. Atâta că este mult mai mare, mult mai butucănoasă, de 100 de mililitri, nu de cum e aia, 50-60 de mililitri, 60. Sincer, parfumul ăsta, numit Savior Elixir, îmi place. Și o să vă spun imediat o chestie. Niciodată n-am mirosit Sauvage Elixir până la ăsta. În momentul în care am dat de Savior Elixir, mi-a plăcut foarte mult mirosul ăsta, ADN-ul ăsta, chiar m-a șocat, era altceva față de tot ADN-ul Sauvage. Între timp, am mirosit Sauvage Elixir într-un mall și pot să vă spun doar un singur lucru. Chiar dacă e atât de lăudat și nu are celebrul Ambroxan, mie mi s-a părut ca fiind generic, ca fiind showery gel, genul ăla de miros, de gel de duș, de obișnuit, de generic, ăsta ar fi, cred că, cel mai bun termen. Ăsta vine și piperează toată compoziția asta. Ăsta îmi place. Sauvage Elixir, nu că nu-mi place, îmi place, dar mie mi se pare generic. De la început până la sfârșit, este finisat, este lucrat, este nu știu ce. De asta, sincer, îmi place pentru că este o brută, este abraziv, este neterminat, este nelucrat și nu este o clonă directă de Sauvage Elixir. Vă spun sincer, ăsta este mai degrabă un parfum stand-alone. Ori din greșeală cei de la Paris Corner au făcut un parfum care să fie stand-alone, să nu fie o clonă, ori așa au vrut ei să fie, numai să-ți amintească așa de ADN-ul Sauvage Elixir. Mai este o clonă de la Paris Corner, ăla se vrea a fi o clonă de 1 la 1 al lui Sauvage Elixir.
nu mai știu cum se numește, Frenetic Man, da, Emir Frenetic Man, ăla de la început până la sfârșit este clonă de Sauvage Elixir. Ăsta nu este așa. Ăsta este pe alt stil, pe altă traiectorie, mult mai vintage, mult mai... Îmi amintește de genul ăla de aftershave-uri ale anilor 90, 80, 90. Aici găsim și lavandă, găsim și celebra salvie. Eu o disting, eu o identific. Chiar mi se pare că mirosul ăsta este așa puțin scratchy pentru nas, dar în același timp revigorant, proaspăt, împreună cu lavanda. Salvia aia duc parfumul într-o zonă mai veche, mai vintage. În parfumul ăsta găsim și ambră, îmi place lucrul ăsta. Nu găsim foarte multe note listate, dar totuși pot să zic că se simte foarte bine ambra aceea. Îmi place nucșoara, scorțișoara și cardamomul din parfumul ăsta. Roia pădrumului, piperat la început, foarte piperat, foarte scratchy, foarte harsh pentru nas, dar o face într-un mod diferit, nu știu, nu te apasă, nu te agasează. Încet, încet, tot acordul ăsta de început se domolește și rămâne în fundal un parfum purtabil. Da, recunosc, în cele din urmă se transformă în ceva generic, care după părerea mea seamănă foarte bine cu Sauvage Elixir, pentru că pentru nasul meu Sauvage Elixir este un parfum generic. Am mai întâlnit pe undeva mirosul ăla. Am mai întâlnit de atâtea ori, pe stradă, la mall, în mijloacele de transport. Nu este ceva nou pentru mine. Este mai degrabă un miros de gel de duș. Nu-i rău. Evident că nu-i rău. Dar, na, se putea mai bine pentru celebre Dior să facă ceva mai altfel. Bă, sincer, îmi place. Îmi place și prezentarea. Îmi place, îmi place că e mai dur, mai abraziv, mai piperat, mai ambrat, mai, nu știu. E fain. Ăsta este singurul parfum de tip clona lui Sauvage Elixir pe care l-am. Și trecem la o casă românească numită Markman. Markman sunt din satul mare, niște pasionați de parfumerie care au început să cloneze parfumuri celebre. Sunt două la număr. În primul rând vreau să vă vorbesc de Markman Marrakesh. Ăsta este o clonă de Dior Sauvage. Nu-mi place. Dior Sauvage este sintetic datorită notei de ambroxan și altor, mă rog, are acordul ăla sintetic oricum. Ăsta vine cu ambroxanul ăla și pur și simplu îl face mai sintetic decât prevede legea. Deci eu parfumul ăsta l-am purtat, am dat câteva jeturi. De mai multe ori am încercat să mă obișnuiesc cu el, dar nu pot să-l port pentru că mie îmi dă dureri de cap exagerat de mari. Na, asta este. E sintetic. Eu nu mă simt confortabil cu el, ăsta e adevărul. Are și ăsta, bineînțeles, ambroxan, vetiver, are cedru, mare piper de Sichuan cât în cape, că ăsta, deci ăsta pur și simplu îți dă senzația de, zici că începi să te răcești, te doare nasul de la el. Eu n-am putut să mă acomodez cu el, să zic, wow, ce parfum, plus că așa vine, deci nu găsiți sticle mai mari la Markman, 20 de mililitri, dar sunt foarte concentrate parfumele astea. Mare grijă cum pulverizați, dacă cumva vă cumpărați așa ceva sau dacă mergeți prin mall-ul și vedeți insulă Markman, mare grijă că parfumurile astea sunt de-a dreptul overpowering, deci am făcut prostie, am făcut greșeala să dau 4 pufuri din ăsta. Mi s-a făcut rău. Nu recomand așa ceva, poate vouă vă place, deci din punctul meu de vedere, din prisma mea, nu recomand așa ceva. Voi s-ar putea să vă acomodați și să vă placă, dar na, asta este, se putea mai bine. Un alt parfum de tip clonă după Dior Fahrenheit Absolut de data asta este acest Markman Braveheart. O clonă foarte bine făcută. Un parfum odihnitor pentru simțuri, un parfum cu care te simți confortabil, un parfum cu care te simți foarte bine purtându-l. Deci ăsta este reușit, vă spun sincer, ăsta este reușit. Avem și aici o piele, dar este o, parcă o piele atâta de smooth, atâta de fain făcută, peste care mai turnăm tămâie și agăr, pentru că Fahrenheit Absolut are și așa ceva. Ăsta începe cu o violetă, dar se întunecă radical față de originalul Fahrenheit. Pielea respectivă este una care nu duce în zona animalică, dar se întunecă foarte mult, asta datorită notei de tămâie și de zmirnă. Mai întunecă și udul ăla, tot amalgamul ăsta de note. Îmi place, sincer, întotdeauna mi-a plăcut Fahrenheit Absolut mai mult decât originalul Fahrenheit. Păcat de el că s-a discontinuat. Sper că într-o zi să reprind în funcțiune sau la cineva în vânzare o sticlă de Fahrenheit Absolut, să mi-l iau din nou să-l am, pentru că îl caut de atâta timp.
Mi-a plăcut foarte mult și n-am așteptat atunci că se va discontinua și nu m-am grăbit să-mi iau o altă sticlă, dar na, mă rog. Sticluța asta de Markman, am mai trag de ea, că n-am mai găsit o clonă de Fahrenheit absolut pe piață, la 100 de mililitri, că na, dacă aș găsi o clonă bună, chiar aș lua după așa ceva, după Fahrenheit absolut. Între timp n-am găsit, asta este, ne vom concentra pe alte lucruri mai sfinte, dar na, tot ce pot să vă spun că ăsta este ok, este fain. Este super purtabil, este overpowering, dar este foarte confortabil, te simți foarte bine purtându-l, este și psihedelic și merge și într-o zonă mai spirituală, mai dark, mai și în zona orientală, bineînțeles. Este singurul Fahrenheit care a vrut să meargă în zona mai orientală a parfumeriei și ăsta, Markman, Braveheart, a imitat acest ADN, această direcție. Îmi place. Prea multe cuvinte nu vă pot spune despre astea două, pentru că nici eu nu știu mai multe informații despre Markman. Atâta știu că sunt din satul mare și pasionat de parfumuri care au vrut să cloneze parfumuri celebre, după Yves Saint Laurent, după Chanel, după Dior, după Tom Ford, după multe altele. Unele au reușit, altele mai puțin, dar îmi place mult curajul ăsta. Din clipul ăsta nu poate să lipsească clonă de Dior Fahrenheit, pentru că eu sunt fan Dior Fahrenheit, mai am și acum sticla originală, mai port așa, dar... Între timp am găsit o clonă după Dior Fahrenheit, Aurora Sailor Black. Dumnezeule, ce parfum e ăsta! Dumnezeule, că aproape că îmi place mai mult decât originalul Dior Fahrenheit. De la prezentarea asta, care are o sticlă foarte grea cu un capac metalic, aveți clipul în care v-am vorbit mai multe despre el, recenzia standalone sau cum să-i spui. Este o interpretare de Fahrenheit mai acuatic, citric, fructată cumva. Are note acuatice, le simt foarte bine, are note citrice, are notă de mandarină, de portocală, simt așa ceva, plus că celebra violetă, plus caprifoi, plus garafă și plus piele fac din parfumul ăsta un deliciu. Deci extraordinar de fain, extraordinar de purtabil vara, primești complimente, nu sufoci, are acordul ăla de benzină, dar... Totul se domolește datorită citricilor, datorită notelor de apă pe care efectiv le simt. Deci este mult, mult, mult îmblânzit. Este ca și cum ai aprinde o lampă cu petrol și simți tot acordul ăla benzinos sau așa mai departe, sau petrolifer, dar în același timp este domolit de notele acvatice, de notele astea citrice. Este senzațional parfumul ăsta, vă spun sincer, mie îmi place enorm. Și o să mai iau o sticlă după ce se termină. Oricum, atrage foarte multe complimente, mai multe detalii despre el în recenzia de pe canal, dacă vă interesează și dacă vreți să luați. Și cam asta e despre acest Aurora Sailor Black. Și ultimul, dar nu cel din urmă, un parfum care se vrea a fi o clonă directă, Dior Oud Ispahan. Pandora Sands Oud Imperius. Dumnezeule, ce parfum! Ce mă bucur că am găsit o clonă de Oud Ispahan care să și semene cumva cu Oud Ispahan și sticla este foarte grea și de foarte bună calitate. Cei de la Paris Corner, că de acolo provine parfumul, chiar nu și-au bătut joc. Deci vă spun că se poate sincer că cei de la Paris Corner și-au dat sufletul, și-au vândut sufletul sau cum vreți voi să-i spuneți să facă acest parfum și uite că le-a ieșit. Mai au încă unul din gama Privezara, nu mai știu cum îi zice, Oud Highness, așa îi zice. Pe ăla nu l-am, dar intenționez să-l cumpăr, că am și un decant din așa ceva. Ăsta parcă îmi place mai mult, pentru că este mai purtabil. Privezara Oud Highness este foarte, foarte, foarte urinos. Este foarte animal. Eu pot să-l suport, dar numai în anotimpul rece și numai când sunt temperaturi foarte scăzute. Ăsta merge și vara. Deci așa e făcut. Este domolit, este castrat, dacă vreți să folosesc un termen așa, încât îl poți purta și vara. Este o interpretare urinoasă de Oud Trandafir Șofran. Pentru că aici mai întâlnim civetonă, ca și acord sintetic, dar mai întâlnim și castoreum și mosc. Toate notele astea merg într-o zonă cât se poate de animalică, dar cumva este domolită nota asta animalică, acordul ăsta animalic. Simți foarte bine trandafirul ca fiind un trandafir bulgăresc, de zile mari, fain, cremos, dulce, dar care și ăla merge într-o zonă animalică, senzațional. Udu în fundal, deci nu este
nu este genul de parfum a cărui ud să fie unul dominant, să fie așa. Este în fundal, dar este propulsat de trandafiri și de notele alea urinoase și îmi place foarte mult aspectul ăsta. Iubesc parfumul ăsta, provoacă dependență, are și un acord plastificat. Are și o notă plastificată pentru că udul ăsta, în combinație cu notele animalice, prezintă mai multe fațete și la un moment dat tind să crezi că parfumul ăsta miroase a plastic, a latex, dulce, în același timp revigorant, proaspăt, are o notă fresh, cred că sunt niște citrice acolo foarte ascunse care îndulcesc și fac parfumul ăsta să fie mai fresh, mai revigorant, dar în același timp perfect unisex, perfect echilibrat, îmi place foarte mult, se simte și acordul animalic. Suma tuturor notelor chiar duc parfumul în zona urinoasă, animalică sau așa mai departe, în zona romantică, în zona de care vreți voi, senzuală și orientală, bineînțeles, pentru că Oud Isfahan este, după părerea mea, cel mai bun parfum din gama privată de la Dior. Lansat de François de Marchi, s-a priceput foarte bine să trimită parfumul într-o zonă orientală și să facă un parfum atât de oriental, senzațional. Oud Imperius de la Pandora Scents, care fac parte din marele grup Paris Corner. Bun, cam astea sunt parfumurile care duc în direcția Dior. Cam astea sunt parfumurile de tip clonă ale unor parfumuri celebre de la Dior. Ăsta și cu Sailor Black sunt preferatele mele. Tu ce preferințe ai în materie de clone de Dior sau de parfumuri Dior? Chiar te aștept să-mi spui în secțiunea de comentarii care ți se par mai bune. Îți mulțumesc mult că te-ai uitat și la acest clip și până data viitoare, toate cele bune!